Astăzi, 17 mai, este marcată Ziua Mondială a Hipertensiunii Arteriale. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, fiecare a treia persoană din Republica Moldova suferă de hipertensiune. La Florești, astăzi, a fost improvizat un curt medical unde fiecare trecător putea să-și măsoare tensiunea arterială, dar și glicemia în sânge. Evenimentul de astăzi este în legătură cu Ziua Mondială a Hipertensiunii. Analiza să facem glicemia în sânge. Și, cum ați văzut, de acum tensiunea arterială măsurăm. Particip în medicina primară, medicina spitalicească, sănătatea publică. Suportul Consiliului Raional, asistenții sociale și primărie. Astăzi în orașul Florești, prin intermediul Direcției Sănătate Publică, se desfășoară Ziua Mondială a persoanelor bolnave de hipertensiune. Este binevenit acest eveniment, toată lumea trebuie să cunoască, se desfășoară în piața centrală a orașului Florești. Este cea mai populată, este zona centrală a orașului, aici sunt toate instituțiile, primărie, centrul multifuncțional, Consiliul Raional, întotdeauna circulația, fluxul persoanelor, cetățenilor aici este mare. Trecând prin preajmă, Daniela a hotărât să facă și ea un control medical. 125,86. Este o faptă bună, îmi pare bine pentru că se îngrijorează sănătatea oamenilor, pentru bătrâni, pentru că noi tineretul mai facem pe la instituții private. Am măsurat tensiunea și deja așteptăm zahărul să-l măsurăm. Lucrătorii medicali susțin că majoritatea persoanelor supuse controlului suferă de hipertensiune arterială. Majoritatea cam, nu știu, suferă de tensiune. O tensiune arterială ridicată avea astăzi și primarul orașului Florești, care a primit și unele recomandări. Îi recomandăm să meargă la medicul de familie, să fie la evidență cu tensiunea arterială, că e 157/82. Pe lângă controlul medical, oamenii au primit și informații utile despre simptomele, dar și ce trebuie să facă în caz de hipertensiune arterială. Tensiunea am măsurată. E puțin mărită, dar de regulă la mine e scăzută. Policlinicul nu se da pădeoși. Там очередь записываться. А здесь свободно. Давление у меня вчера очень высокое было. Сегодня 145/95. Терпимо. Ну, честно сказать, я очень довольна и очень благодарна, что они приходят сюда. Не надо идти в поликлинику, не надо тратить время. Пришел, смерил, знаешь, и пошел. Potrivit conducerii raionului, astfel de acțiuni au fost organizate și în localitățile Prajila și Sănătăuca din raionul Florești. Activitățile fac parte din cadrul proiectului Viața Sănătoasă. Noi ne bucurăm de faptul că anume acest proiect finanțat de elvițieni este deci, implicat în Republica Moldova și ne bucurăm foarte mult că dintre cele 10 raioane, anume raionul Florești, este. Discutăm și cu locuitorii satului Prajila, satului Sănătăuca, care la fel au fost îmbucurați că, iată, la dânsii în sat au venit medicii, le-am explicat care este situația, dar important este ca numărul persoanelor îmbolnăvite să se oprească. Ziua Mondială a Hipertensiunii Arteriale este marcată anual la 17 mai și are drept scop sporirea gradului de conștientizare a problemelor de sănătate cauzate de tensiunea arterială ridicată.